dragi copii! Roxana Petre, numele meu, sunt profesor de limbă și literatură română la Liceul Teoretic Benjamin Franklin din București. Propunerea mea de astăzi vizează un subiect de tip argumentativ din romanul realist de analiză psihologică, Ultima noapte de dragoste, în noapte de război de Camil Petrescu, mai precis cuplul Ștefan-Ela. Iată și subiectul redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje, așa cum apare într-un roman interbelic studiat. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere. Prezentarea statutului social, psihologic, moral al celor două personaje, evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje prin două episoade sau secvențe comentate, analiza a două elemente de structură, compoziție și limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje. De exemplu, acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narrative, instanțe ale comunicării narrative, perspectivă narrativă, registre stilistice, limbaj, etc. Avem iată formulată și o notă Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Să vedem ce se întâmplă cu acest raport dintre Ștefan și Ela, în ce fel cele două personaje evoluează pe parcursul lui romanului nostru. Cuplul Ștefan Gheorghidiu Ela domină mai ales prima parte a romanului, cu precădere capitolele 2-6, iar în cartea a doua, ultimul capitol, Discuția de la Popotă reprezintă un fapt banal, care declanșează gestul rememorării de către Ștefan a iubirii cu Ela, cu scopul reordonării trăirilor și al depășirii crizei leuntrice. Cei doi au fost colegi la universitate, el student la facultatea de filozofie, ea studentă la litere, deci având formație de intelectuali. Preocupările pentru lectură însă diferă în intensitate. În timp ce pentru Ștefan, Actul lecturii reprezintă un element indispensabil al formației sale. El a merge la cursul de istoria filozofiei și de matematică superioară doar pentru a fi aproape de bărbatul pe care îl iubește. Capitolul E tot filozofie prezintă intimitatea celor doi și afișarea unei superiorități a bărbatului care îi ține elei o lecție despre relativismul kantian și intuiționismul bersonian. Totuși, nici personajul feminin nu se complace în ignoranță, numai că sfera lecturilor sale vizează mai ales literatura, mai precis pe Anatol Franz, fiind unul dintre scritorii ei preferați. Cei doi, se căsătoresc din dragoste, în ciuda ironiilor familiei la adresa alegerilor. Din capitolul Diagonalele unui Testament aflăm că Nae și Tache Gheorghidiu, unchiul lui Ștefan, îl consideră pe acesta la fel de lipsit de simț pragmatic ca și pe tatăl lui, căsătorit tot din dragoste cu o fată săracă. Pe de altă parte, în evoluția vieții de familie se disting cel puțin trei etape. O prima etapă o reprezintă pe aceea de dinaintea primirii moștenirii de la unchiul Tache. Confesiunea retrospectivă și subiectivă a protagonistului prezintă viața fericită a cuplului, consumată în lecturi, petreceri intime, cu prietenii, gesturi care le creează o aură de pereche inseparabilă. O a doua se evidențiază odată cu primirea moștenirii, atunci când apare o breșă prin atitudinea diferită a celor doi față de noul lor statut material. Ștefan este liniștit în măsura în care traiul lor este asigurat, iar Ela, spirit pragmatic, se gândește ori să investească banii, ori să se bucură de ei alături de soțul ei. De aceea, ei se vor implica indirect în afaceri alături de Nae Gheorghidiu și Tănase Vasilescu Lumânăraru, prin cumpărarea unei metalurgii care însă nu se va dovedi profitabilă. Cea de a treia etapă, întâlnirea cu Anișoara, o verișoara lui Ștefan, care face parte din societatea bucureșteană mondenă, reprezintă pentru cuplul Ștefan, ela începutul unei noi Etape. Ieșirile devin din ce în ce mai numeroase, ei merg la premierele spectacole de teatru sau cinematografice, la cursele de cai care le devin indispensabile, ca și în ieșirile în bandă. La una dintre serate apare însă și Gregoriade, avocat și bun dansator, presupus amant al ei cochetăria și intimitatea soției sale cu acest intrus pe de o parte, spiritul orgolios și îndoiala continuă lui Ștefan pe de altă parte macină treptat cuplul astfel încât finalul cărții deschide cea de-a treia etapă a vieții lor. Întors de pe front în București pentru o permisie în vederea vindecării unei răni, protagonistul cere divorțul și se hotărăște să-i lasă elei toată moștenirea. Mai precis o parte a acesteia Iată, vizând în acest fel un gest de eliberare de trecut. Relevarea trăsăturilor fiecăruia dintre cele două personaje prin raportare la scene reprezentative pentru evoluția cuplului. În ciuda subiectivității naratorului, care furnizează cititorului o imagine a personajului feminin filtrată de propria perspectivă, câteva scene din roman scot în evidență trăsături ale celor doi membri ai cuplului concepția despre iubirea lui Ștefan Gheorghidiu, expusă în începutul romanului în scena de la Popotă, amintește de idealul lui Piedro Grala din Venețian. El nu vede în iubire un set de reguli sau de compromisuri, nici o înțelegere care se poate ușor anula, ci o trăire intensă, o comuniune a spiritelor, o cristalizare în sens tendalian, ce presupune timp și profunzime, devotament și purificare. Odată ce viața cuplului se, sub, se suprapune pe peste cea socială, succesiunea de întâmplări relatate alimentează faptul că e la idee va fi infirmată de ela la realitate. Excursie de la Odobești reprezintă unul dintre episoadele ce evidențiază spiritul interrogativ, hipersensibil și hiperanalitic al lui Ștefan. Pentru aceasta, fiecare gest al soției, poziția corpului, surâsul afișat și familiaritatea cu G reprezintă tot atâtea ocazii de autoanaliză, declanșând revelații asupra iubirii. Prin alternarea stărilor sufletești ale personajului, se exprimă efortul unei conștiințe de a ordona lumea conform structurii sale interioare, supuse relativismului, orgolios el va adopta un comportament similar cu al elei la următoarele ieșiri, ceea ce trezește gelozia și invidia soției. Apoi devine răzbunător în urma refuzului elei de a pleca de la o anumită petrecere, aducând în patul conjugal o femeie de stradă doar pentru a-și satisface orgolul rănit, ceea ce va duce la separarea temporară a cuplului. În timp ce despărțirea îi provoacă suferințe greu de îndurat, Ela dovedește același orgoliu în momentul când, bolnavă fiind, refuză ajutorul lui Ștefan și creează acestea impresia unui confort spiritual și material, deși nimeni nu o vizitează și este silită să amaneteze bijuterii. După împăcare, pe Ștefan îl caracterizează aceeași hipersensibilitate, iar romanul devine monografia geloziei și a Ștefan se dovedește a fi un inadaptat social, iar Ela consideră stângăcia vestimentară a soțului și neștiința lui de a dansa fapte ale inferiorității. Spirit pragmatic, ea cere soțului clarificarea situației materiale în eventualitatea pieririi lui pe front, cunoscând atitudinea mamei lui Ștefan față de averea moștenită de la unchiul Tache. Pentru Ștefan însă, toate aceste preocupări pentru lumea exterioară a ființei iubite, îndepărtate iată de afect și de intelect, accentuează falia dintre el și Ela, aducând iată la decizia finală a despărțirii. Participarea la război, la drama colectivă a umanității, este prin urmare o experiență de cunoaștere, în urma căreia el înțelege că durerea provocată de eventualul adulter al acesteia reprezintă o formă de inferioritate și suferință în raport cu absurditatea războiului și a morții apropiului. Astfel, pentru Ștefan Gheorghidiu, retrăirea experienței erotice are rolul reordonării sistemului de valori. reliefând răsături ale personajului, precum spiritul problematizant și interrogativ, luciditatea și hipersensibilitatea. Vă propun mai departe copii cuplul Ștefan-Ela prin raportare la felul în care percep realitatea exterioară și pe cea interioară. Mai precis am aici în vedere raportul copii dintre timpul cronologic și cel psihologic. Ei bine, o primă observație în discutarea raportului între cele două timpuri o reprezintă faptul că prozatorul român, prea de la scriitorul francez Marcel Proust, nu numai procedeul eului central al unității de perspectivă sau memoria involuntară, ci și modificarea raportului dintre timpul cronologic și cel subiectiv psihologic, înlocuind noțiunea de timp cu cea de durată cele două dimensiuni temporale, se regăsesc în romanul Ultima noapte de dragoste în de război, Timpul obiectiv corespunde așadar realității exterioare, dintre care cea mai evidentă o constituie experiența războiului, deschis în manieră demitizată, iar timpul subiectiv constă în pasaje ce prezintă oglindirea faptelor în conștiința protagonistului. De altfel, chiar titlul romanului reprezintă o metaforă pentru modul în care faptele din timpul obiectiv sunt percepute la nivel subiectiv. Întâlnirea cu Era de dinainte de începerea războiului și drumul parcurs alături de superiorul său de la câmpul lung pe front reprezintă pentru Ștefan ultima noapte de dragoste și totodată prima noapte de război care îi aduce revelația faptului că o dramă în iubire este incomparabilă cu moartea semeilor pe front. Din confesiunea protagonistului, se poate reconstitui un portret fizic al personajului feminin. Ela este o femeie frumoasă, blondă, cu ochi albaștri, elegantă, deși filtrat de perspectiva subiectivă a naratorului personaj, portretul ei moral însumează trăsături precum gustul pentru existența mondenă, spiritul pragmatic, cochetăria, orgoliu intensitatea suferinței, puterea de adaptare. O altă deosebire între cele două timpuri derivă dar din acronia observabilă la nivelul firului epic. Romanul erotic este concentrat în capitolele 2-5 și reprezintă o analepsă introdusă prin procedeul memoriei involuntare, căci un fapt banal, discuția de la popotă, declanșează retrospecția lui Gheorghidiu. Evenimentele romanului erotic sunt relatate totuși cronologic, fiind ordonate ca într-o carte de memorii. În romanul de război, tehnica este aceea a fluxului conștiinței, căși naratorul rescrie întregul cadru al desfășurării războiului, fără a urmări o relație cauză-efect, ca într-o confesiune de tip jurnal. Un alt element important în discutarea relației între cele două timpuri este dilatarea. Anumitor secvențe. În funcție de încărcătura lor emoțională. Excursia la odobești reprezintă, de exemplu, un prilej pentru narator de a uh, interpreta fiecare gest al elei, de a prezenta revelații în planul conștiinței și stăile contradictorii declanșate de flirtul ei cu Gregoriade. O altă scenă ilustrativă. Este descoperirea biletului scris de Anișoara, pe care, într-o primă fază, îl consideră proba nevinovăției Elei. După care construiește un întreg edificiu de presupuneri care o incriminează ca fiind complice cu Anișoara și menajera casei, în plasarea ulterioară a biletului printre hârtiile sale, cu scopul de a-i revoca hotărârea de divorț. Fapte banale sunt așadar exacerbate de sensibilitatea năzdrăvană, cum o numește doamna cu păr argintiu, a protagonistului, nu în ultimul rând. Această disociere între cele două timpuri evidențiază trăsături fundamentale a lui Ștefan Gheorghidiu. Hiperluciditatea, hipersensibilitatea, spiritul analitic și inadaptarea la societate. În ciuda faptului că pare preocupat exclusiv de realități sufletești, suferința sa provine și din nepotrivirea dintre propriul efort de a organiza lumea după sistemul personal de valori și lumea exterioară capabilă de compromisuri care îi infirmă acest sistem axiologic. Disocierea dintre cele două tipuri de timpuri, cel cronologic și cel individual, se evidențiază, copii, pe tot parcursul romanului în uh, raportarea fiecarei secvențe în parte. În ceea ce privește romanul despre război, este o realitate dură, acesta reprezintă timpul prezent. Toate evenimentele din această perioadă a războiului sunt selectate în funcție de importanța pe care acestea o au în Sufletul lui Ștefan Gheorghidiu. În egală măsură, copiii trebuie avut în vedere faptul că aceste evenimente sunt ordonate necronologic, ci în funcție de acest timp subiectiv al individului. Însă, odată a ajuns pe front, descopere, de fapt, o neconcordanță între ceea ce el credea că este pe frontul de luptă și ceea ce găsește. Dacă ziarele anunțau un front bine pregătit, o mașină de război puternică românească, Ștefan descoperă pe front, din potrivă, o ipostază iluzorie. Totul îi se pare derizoriu, în măsura în care uh, tranșele îi se par niște, niște gropi săpate de niște copii sau de o turmă de, de, de porci, va, va, va spune el. De asemenea, lipsa cumva de autoritate și intelectualism al camarazilor este un alt aspect care evidențiază această discordanță între ceea ce credea Ștefan că ar reprezenta războiul, actul de bravură și actul superior de cunoaștere și ceea ce descoperă. Ba chiar articolul de ziar pe care îl citesc împreună la popotă referitor la infidelitatea unei soții care a fost ucisă de soți împreună cu amantul acesteia, sigur că trezește într-un fel sau altul regrete și mari dureri ale personajului nostru. Capitolul ne-a acoperit Pământului Dumnezeu. Reprezintă, într-un fel sau altul, o experiență dureroasă pentru protagonist, în care înțelege durerea, în care înțelege frica și groaza uh, tuturor în fața nemilosului război. Și realizează faptul că drama personală, drama aceasta individuală a unei soții infidele, posibil, uh, este, de fapt, nesemnificativă. Uh, Nicolae Manolesu chiar vorbea în acest caz copii despre. O exagerare a protagonistului nostru. El nu este decât un uh, tip de un orgoliu exacerbat, un gelos incurabil, și atunci fiecare gest al Elei nu este decât uh, o reproducere a propriei conștiințe și a așași personale. Vă spuneam de la început, copii, că ne aflăm în zona aceasta a naratorului subiectiv necredibil. Încă nu știm care este adevărul. Chiar și finalul romanului, copii, care pare a fi unul închis. Din perspectiva relației dintre Ștefan și Ela, nici măcar acesta nu este încă pe deplin cunoscut. În de la război ați văzut asistăm la un ștefan. Uh... Eliberat de această dramă a necunoscutului, eliberat de obsesia geloziei, înțelept în ceea ce privește dramele umanității, lipsa aceasta cumva de egoism când înțelege că drama personală este nesemnificativă, totul pare echilibrat, pare a fi un final închis în care lucrurile par a fi puse la punct. Ștefan oferă soției toate bunurile, case, mașini, în felul acesta renunțând într-un fel sau altul la obiecte proprii, dar și la trecut, adevărul copii este altul din perspectiva analiștilor. În subsidiarul romanului patului Procust, acolo descoperim un amănunt referitor la Ștefan Gheorghidiu, pe care îl bănuim a fi divorțat și a fi renunțat, iată, la viața conjugală cu nesigura Ela, da? cu impardonabila Ela, Stefan nu stăpânise nevoia de a ști adevărul. da? Încă nu este eliberat de drama aceasta a neștiinței și orgolul său de a ști adevărul încă îl macină. Prin urmare, el va dezerta și va fi executat de Pluton. Așadar, copii, remarcați într-un fel sau altul nota aceasta de, de, de distinție între timpul individual și timpul acesta real, distinția copiii. Prin acest procedeu al analepsei stabilit între realitate, între timpul prezent al războiului și timpul uh, subiectiv al relației de dragoste. Până la urmă, chiar și în ceea ce ruptura din, dintre primul și al doilea capitol evidențiază aceeași distinție prin acest procedeu uh, prustian al analepsei dacă cu războiul ne aflăm în zona aceasta a realității a, a, a timpului prezent, e bine discuția de la popotă declanșează memoria involuntară a protagonistului nostru îndurerat în acest moment de de, de, de de dureroasă experiență. Și capitolul al doilea Diagonalele Unui Testament un uh, capitol creat, iată, în perspectivă bazaciană. De fapt, debutează brusc. Eram însurat de 2 ani și jumătate cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală. De aici începe povestea părții despre, despre iubire, care de fapt evidențiază nesiguranțele, dramele, traumele acestea personale, stările de incertitudine ale unui personaj, ale intelectualului Ștefan Gheorghidiu, care... Într-un fel sau altul, își manifestă și îl suficiența. Aceasta a intransigenței, a hiperlucidității. Aveți copii în ceea ce privește pe Ștefan, pe cei trei de H, hiperlucid, hiperanalitic și hipersensibil. Prin urmare, copiii, aveți în vedere, iată, un uh, personaj. Uh, un intelectual prin excelență, însă incapabil să se integreze cumva într-o societate, în mediul său citadin, lucru care sigur că îi estompează cumva din străucire, mai ales alăturarea elei nu face decât să îi trezească și mai multe întrebări personale. În concluzie, finalul copiii, vă spuneam, este deschis și sigur constă, iată, în despărțirea celor doi protagoniști. El acceptă divorțul propus de Ștefan, astfel cuplul fericit care la începutul romanului are un statut social și material lipsit de pretenții, evoluează spre o existență mondenă asigurată de îmbunătățirea considerabilă a statutului material care va conduce pe fundalul unor diferențe de structură interioară la separare având în vedere ceea ce am încercat copii să reprezintă aici alături de voi, respectiv evoluția și disoluția acestui cuplu, Ștefan Ela, protagoniștii romanului modern, subiectiv, de analiză psihologică, romanul experienței, copii foarte important, și de am insist asupra acestui roman. Este un roman extrem de, de util și de folositor copii pentru voi, pentru orice Tip de subiect vă pică. Și dacă vă pică romanul de tip realist, și dacă vă pică romanul de tip subiectiv și modern, iată, este un foarte, un foarte bun exercițiu pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc putere de muncă, mai aveți câteva luni până la examen. Păstrați-vă tonusul și programul pe care vi l a stabilit. Vă doresc toate cele bune, succes și. Să ne vedem cu bine. La revedere!